Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Guvernele încep să-și articuleze diverse reacții față de creșterea explozivă a rețelelor sociale și mai ales față de modurile în care acestea înțeleg să-și crească numărul de utilizatori și să-i și fidelizeze. În multe cazuri, aceste moduri de operare, o să le spun direct, e un mod de operare al unei rețele când faci așa ceva. Deci aceste moduri de operare seamănă cu încercări premeditate de a crea, de a întreține și de a întări veritabile dependențe ale utilizatorilor față de rețelele respective. Și în acest context aș vrea să vă ofer o știre care mi se pare relevantă. Comisia Europeană a inițiat luni o procedură oficială împotriva TikTok. În esență, Comisia acuză această rețea că a pus la punct un program de fidelizare a utilizatorilor care poate duce la dependență și la afectarea sănătății mentale a acestora. Este vorba de un așa numit, sau mă rog, așa numitul program Task and Reward al TikTok, adică însărcinare și recompensă, prin care utilizatorii pot câștiga puncte în timp ce îndeplinesc anumite sarcini pe TikTok, cum ar fi vizionarea de materiale video, vizionarea conținutului, urmărirea creatorilor sau invitarea prietenilor să se alăture TikTok. Ulterior, aceste puncte virtuale pot fi schimbate pe bani sau în funcție de piața în care funcționează sistemul, pe diverse cupoane de cumpărături, reîncărcări ale cartelei de mobil sau, mă rog, bani adevărați. Aceasta este doar una dintre modalitățile prin care marile rețele sociale pot determina utilizatorii să petreacă din ce în ce mai mult timp conectați. Eu, sincer, nici nu știam că există acest lucru pe TikTok, dar... Cred că e foarte nou, cel puțin în Europa. Da, înțeleg că e destul de populară și că stai sau faci diverse lucruri pe TikTok și alții îți dau niște puncte pe care poți să le transferi. Se pare o chestie oribilă. Problema poate fi șocantă în cazul copiilor. Poate i-ați văzut pe cei mici cum se izolează complet față de mediul înconjurător atunci când sunt conectați la o asemenea aplicație. Eu am văzut și mi se pare înspăimântător. Este o izolare totalmente nenaturală. Și aș vrea să vorbim în dimineața asta pe acest subiect. O să începem cu un specialist. La telefon este psihiatrul George Diaconu. Bună dimineața! Bună dimineața. M-a interesat să vorbim despre efectele. Bun, oricine este susceptibil să capete o astfel de dependență, dar aș vrea să vorbim despre felul în care reacționează sau sunt captați, făcuți prizonieri în aceste rețele sociale, copiii. Și v-aș întreba cum pot să anticipeze părinții o asemenea problemă, apariția dependenței de rețele și la ce semne să fie atenți când copilul lor dezvoltă o astfel de dependență. De departe, cel mai frecvent întâlnit semn și printre cele mai precoce este preferința sau predilecția. E ca și la alte jucării, pentru copii, de fapt, tehnologia, aparatura, că e vorba de televizor, ecran, telefon, tabletă, joc, nu sunt discriminate. Nu există o teorie a minții în mintea de copil încât să facă diferența dintre bine și rău. Și atunci, la un moment dat, tocmai pentru că astfel de jocuri, astfel de aplicații, astfel de resurse, între ghilimele, au o componentă toxică și adictogenă, cumva copilul se va duce naiv către ele în dauna altor activități sau în pofida altor activități. Asta înseamnă că dacă înainte colora sau, să zicem, bătea mingea, nu se mai coloreze, nu se mai bată mingea, de cum termină, ce știu eu, grădinița sau dacă este școlar, de cum termină școala, se va arunca, ce știu eu, ca și cum ar fi hămesit, ca și cum ar fi ținut post, între ghilimele, în genul acesta de tehnologie. Am întâlnit multe astfel de cazuri în cariera mea, și mai mici și mai mari. Și adevărul este că începe cu, de fapt și de drept, problema părinților de a-și stratifica timpul încât să petreacă timp cu copiii. Și asta pentru că de multe ori părinții la rândul lor sunt obosiți, sunt acasați, sunt mulți oameni care muncesc mult peste programul săptămânal tradițional, între ghilimele, de muncă, și atunci când prind un pic de respiro sunt absolut opaci sau sleiți să mai interacționeze cu copiilor. Și drept urmare este o soluție relativ simplă, între ghilimele, dar care are o povară destul de urâtă în spate. Gabriel Diaconu, am văzut că mulți părinți, cu cele mai bune intenții, presupun, ca să capete o clipă de liniște, oferă o tabletă sau un telefon copilului și, ca prin minune, copilul devine cu minte tăcut, complet absorbit. Asta este ceva... Cum vi se pare această modalitate de a liniști copilul?
Mi se pare că este o soluție profundă de compromis și mai este un lucru în același timp și aș vrea să fiu bineînțeles. Nu sunt și n-a trebuit să fiu și să fim antitehnologie. Într-o primă fază, când oamenii vin la consiliere sau dacă vin să aibă o conversație despre genul acesta de spețe, le spun că poate să existe un loc pentru tehnologie câtă vreme este un joc jucat împreună adulți și copii, câtă vreme este distractiv între ghilimele, câtă vreme copilul poate să observe și interacțiunea adultului cu tehnologia, nu doar invers. Și mai e o chestiune de punctat aici. Adulții înșiși, nu o singură dată am văzut oameni care fie în autobuz, în metrou, în avion, în tren, folosesc tehnologia între ghilimele din nou ca să le treacă timpul. Și pot să observ și stilul de viață al adulților. Oamenii nu mai fac mișcare fizică, oamenii nu mai fac sau nu mai au neapărat o viață socială. Dacă e să se discute despre viață socială în grupuri de prieteni, de obicei întrebarea este unde mai facem un grătar sau la cine ne mai întâlnim să bem. Viața și sănătatea românilor din ultimii 30 de ani s-a degradat până la punctul la care sunt disproporționat de mulți oameni care de fapt nu mai știu să se distreze, nu mai știu să-și trăiască viața. Acești oameni se căsătoresc totuși, fac copii totuși, care se uită la niște adulți care sunt la rândul lor năuciți de ultimii 15-20 de ani de agresiune tehnologică. Mm-hmm. Există influențe în viața adultului care în copilărie a avut dependențe de acest gen? Există, dacă vrei, o traumă a generației noastre, cei născuți înainte de 89, între ghilimele fără televizor și cu genul acela de cenzură și de restricție. Printre primele lucruri care au creat isterie în masă în România după 90, a fost achiziția de televizoare color și de televiziunea cu 100 de canale. În continuare, majoritatea românilor consumă produse media indiscriminat. Eu când îmi întreb pacienții care au diverse suferințe, depresie, anxietate, ce știu eu, probleme de somn, ce fac ei când nu lucrează, 9 din 10 oameni îmi spun, stau pe telefon sau mă uit la televizor. Și întreb, foarte bine, ok, hai să presupunem că sunt și astea moduri de a petrece timpul liber. Și ce faci la televizor? La ce te uiți? Spunem o chestie care ți-a plăcut, spunem ceva care te-a captivat. Și e beznă totală. Sau fascinant. Dacă îi întreb, ok, și ce faci pe telefon? Sunt pur și simplu jocuri repetitive care le stimulează, între ghilimele, centrul plăcerii și care le exploatează vulnerabilitatea asta biologică. Mm-hmm. Care e opinia psihiatrului? Aceste rețele, ca să revenim la rețelele sociale, ar trebui reglementate mai strict sau nu? O, da, cu siguranță. O, Dumnezeule, da. Și dacă stai să te uiți la ce a făcut până acum Uniunea Europeană, Statele Unite, cât privește expansiunea absolut nerușinată și ticăloasă a companiilor mari de tech, le dau pur și simplu un plici la palmă. Imaginează-ți că sunt amenzi de miliarde de euro, care pentru astfel de companii reprezintă venitul pentru 3-4 zile. Deci asta e un plici la palmă. Și care va să zică reglementarea nu poate fi redusă la amenzi sau la infringement. Uite ce a făcut acum Uniunea Europeană cu TikTok. Merge cumva la următorul nivel, până la punctul la care le spune pur și simplu nu te mai lăsăm pe piață. Asta e cu totul altceva față de pur și simplu tăiatul de bilete și încasatul de profit, pentru că sunt bani însângerați pe care, până la urmă, companiile astea sunt dispuse să le plătească. Sunt dispuse pentru că fac un profit absolut gogonat de mare. Domnule Diaconu, pentru părinți, ce sfat aveți? Copiii vor tot mai devreme acum să aibă conturi pe rețelele sociale, pentru că așa au toți colegii din clasă? Părerea mea e că nu e o soluție să interzici. Eu, de exemplu, i-am făcut lui Ștefan cont pe Instagram și l-am restricționat la, adică stă vreo oră jumate pe zi, dar are timpul de ecran restricționat pe telefon. Și îl monitorizez, da, și trebuie să-mi ceară mie permisiunea ca să aibă mai mult timp. N-auzi, trebuie pentru să vă uitați împreună pe Instagram. Tu și cu Ștefan. Păi nu, Ștefan are 14 ani și e practic de o vârstă cu mine, exact, biologic. Da, da, la fel și băiatul meu cel mare. Introducerea lui în tech, dacă e să vorbim de soluții bune și sănătoase cât privește accesul copilului la tehnologie, în cazul băiatului meu cel mare, primul lui telefon a fost un telefon cu taste și pe care putea să-l arunce de la etaj, din punctul meu de vedere, și am zis, prima ta sarcină este să nu-l strici, să nu-l pierzi. După care, treptat, în fiecare an am mai adăugat ceva, discutând în continuare, am control parental asupra telefonului lui. În continuare sunt aplicații pe care, dacă vrea să și le instaleze mie, mi-apare pe telefonul meu ce are de gând să facă. Și în continuare, pentru că e o conversație, trebuie să avem o discuție în dinamică vis-a-vis de chestiunea asta, îl las să-mi spună și de experiența lui în astfel de medii, conștient fiind, într-adevăr, că există presiunea egalilor, că există presiunea de grup, că la un moment dat te simți stingher în momentul în care toți ceilalți stau cu nasul în telefon. Dar sunt discuții interesante. Băiatul meu cel mare, de exemplu, face sport foarte des și îi place foarte mult sportul. Și aș putea să continui vis-a-vis de alte lucruri care îi plac. Ideea este că am vorbit la început de predilecție. Predilecție, preferință, eliminarea altor activități din meniul zilnic, între ghilimele, în favoarea chestiei astea. Până la urmă,
să stai în tehnologie. Că aici putem enumera aplicații, rețele sociale, etc. Uite, de exemplu, băiatul meu cel mare face deja parte dintr-o generație, probabil ca și băiatul tău, care nu mai este interesat cât uși de puțin de Facebook. Nu-l mai atrage, nu-l înțelege. Da, nu. YouTube pentru și... care următorul... Exact. Următorul nivel este YouTube, Instagram, TikTok, Discord, Twitch. Sunt din ce în ce mai multe care sunt acolo și mai degrabă eu îl întreb pe el, cam între ghilimele, cum se simte, cam care este ergonomia, care sunt lucrurile care îi se par interesante, dar care sunt și lucrurile care simte el că îl agresează. Și e o conversație care, repet, în timp, în dinamică, poate să ajute, să-l ajute în primul rând pe el să ia decizii. Mulțumesc. Și uneori când este greu, îmi spune și el despre ce greutăți are și cu ce se confruntă. Mulțumesc. Comisia Europeană a declanșat o procedură oficială împotriva TikTok, pe care o acuză că are programe concepute special pentru a crea și a întreține dependența, mai ales a minorilor, de rețeaua socială. Vă întreb în dimineața asta așa, cum negociați cu copiii voștri interacțiunea cu dispozitivele mobile? Și dacă v-a îngrijorat la un moment dat felul în care cei mici sunt absorbiți de rețelele sociale? Ce ați făcut pentru părinții pățiți? Ce recomandări aveți pentru alți părinți care s-ar putea afla într-o situație asemănătoare? Cum negociați cu copiii voștri interacțiunea cu dispozitivele mobile? 0372069599, numărul nostru de telefon, și mesaje audio pe WhatsApp, dacă vreți, 0728-3132. Atenția la radio acum. Tot atenția la radio, vorbim despre dependențele pe care aceste rețele le întrețin, le creează și le întrețin și le întăresc. Nu știam că există acest sistem la TikTok în care ești recompensat dacă... România încă nu există, înțeleg că e în fază de test în câteva state europene. Aia care fac ghe, nu știu ce, și primesc tokenuri. Aia fac bani pe live-uri. Aha. Sunt oameni care fac live-uri pe TikTok pe diferite subiecte. Unii sunt amuzanți, unii sunt, cum zici, derlopi. Mi se pare teribil de periculos pentru copii care încă nu au capacitatea să deceleze. De fapt, nici noi nu avem. Toate aceste rețele sunt construite special ca ca să te facă să stai cât mai mult timp. Pe de altă parte, copiii nu... Apelează la creierul reptilian, cum ar veni, ca să te facă să ai reflexul de a sta cât mai mult. Îți creează reacții, reflexe. Ați văzut filmul... E un film foarte bun, un docudrama. The Social Dilemma. Uh-huh. A fost tradus pe net, e pe Netflix. E un docudrama de o oră și 34 de minute în care este explicate foarte, foarte clar care sunt mecanismele de inițiere și menținere a dependenței față de rețelele sociale. Trebuie văzut, adică eu cred că o să revăd zilele astea. Da, și eu l-am văzut și vi-l recomand. E educativ. Da. Numai că ai trecut peste, lasă, hai să... Am primit multe mesaje, dar uite, ne-a tras atenția asta, a venit de la Mihai din Cipru. Neața, domnilor, e foarte simplu. Până la vârsta de 14 ani minimum, copilul nu va avea acces la un smartphone conectat la internet. Copilul, conectându-se la internet, este expus lumii. Pur și simplu, ți l-a expus absolut oricărui pericol care poate exista în domeniul online. Nu există așa ceva. Nu am o gândire de tip comunistă, nu. Deci, pur și simplu conștientizezi că un copil nu poate face față atâtora probleme și atâtora pericole care apar pe internet. Deci, trebuie să fim conștienți. Tehnologia a luat-o razna. Sunt atâtea și atâtea activități. În primul rând, atenția, oameni buni. Atenția pe care trebuie să o dai copilul. Copilul se duce în online pentru că nu are atenție. Asta este problema. Când copilul nu are atenție, o va căuta în altă parte. Mihai, să aveți o zi bună. Mulțumim, Mihai. Mie mi se pare o extremă cu care nu prea sunt de acord. Eu zic că, uite, ne-a spus și domnul Diaconu, sigur, copiii au nevoie de atenția părinților, dar nu este o condiție suficientă, pentru că el trebuie să aibă contact cu generația lui. Adică nu e o soluție asta să stai pe capul copilului, să-i dai de lucru și să te joci tu cu el diverse lucruri. El trebuie să interacționeze cu copiii, iar generația asta, vrem, nu vrem, trăiește foarte mult timp pe ecrane. Am avut, uite, la Radu în clasă exemple de copii care au fost ținuți în frâu de părinți până foarte târziu, Radu e clasa a patra, și acum au explodat, adică odată ce le-a dat drumul, nu mai e care de întoarcere, știi? Iar copiii aia, mult timp, au fost excluși
se simt excluși. Pentru copii o mare problemă, așa că e foarte important să gestionați situația asta, așa cum a spus diaconul, vorbind mult cu ei despre pericolele care îi pândesc, punându-le control parental pe telefon și limitând timpul de acces la diverse jocuri sau rețele, dar nu prin interzicere. Interesant. Uite, eu mi-aduc aminte că eu am avut interdicții la anumite tipuri de conținut când eram mic. Citeam orice. Citeam absolut orice, pe că toate cărțile pe care puneam mâna, mă așezam undeva și începeam să le citesc. Și la un dat... Ți-au luat Sandra Brown, nu-mi spune. Nu exista pe vremea aia Sandra Brown, dar cumva în bibliotecă, în zona aia de beletristică, exista seria lui Sven Hassel. Da. Gestapo, nu știu ce. Și tata m-a găsit citind Gestapo. Și aveam 12 ani. Și ăla a fost momentul în care anumite cărți au dispărut din bibliotecă, pentru că a spus, nu, e prea devreme pentru tine. Acum un copil de 13 ani, de 12 ani, care intră pe internet, poate avea acces la cele mai umplite imagini, informații, filme, care pot fi găsite vreodată. Da, e o chestie valabilă pentru întreaga generație. Mi-a fost interzis o carte. Este valabilă pentru întreaga generație. Sunt excepții cei care nu au acces. Și atunci și ritmul lor de dezvoltare e altul și discuțiile lor sunt altele. Adică trebuie să ții pasul cu generația. Mihai din Cipru spune că fără telefon mobil până la 14 ani, la mine a fost fără ceas până la 14 ani. Aș vrea acum, dacă aș putea să vorbesc cu tata, să-l întreb, dar de ce nu... Ce avea, domne? Cred că și mie tot la 14 ani mi-a luat bunicul, dar cred că era o chestie de mod. Cred că răspunsul ar fi fost, dacă ar fi fost cinstit, ar fi fost pentru că e scump, tată, și o să-l strici de aia. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.